bună seara, bună seara la toată lumea și bine ați revenit la un nou live stream. Haideți să vă povestesc, băieți. Stăteam liniștit în casă. Ce să vezi, frate, mă sună dispecerul și îmi spune că micuțul nu mai răspunde. Cum să nu mai răspunde? Da, micuțul pe care îl știți voi nu a mai răspuns la telefon. Ce să vezi, frate, uite. Camionul, defect. Și abandonat. Băi, frate, îmi sparge timpanul. Stați un pic. Stați puțin. Opțiuni. Audio. Dăm un pic mai încetul că mă rupe. Uite așa. Ia să vedem acum. Hai că e mai bine. Da, mă, micuțul, ce să vezi, frate? A stricat camionul și a plecat, frate. A plecat, n-a zis nimica. Efectiv, a luat cursa, a făcut actele, tot frumos, și a plecat, a dispărut. Ca măgarul în ceață. Acum ce să vezi? Că acum trebuie să o duc eu. Băi, frate, m-am spamat unde nu trebuia. În afara hărții, ești nebun? Sper că mă pot învinge hartă. Mamă mie, ce-i pe aici? Adevărat că am via, băieți. Stați un pic. Să scot camionul de aici. Gata. Hai că l-am scos, cât de cât. Stai să ieșim un pic la drum. Haideți să vi-l arăt. Până în alta. Ia uitați-l. De bea urcă, ești nebun? Și cursa e de 3500 de kilometri. Hai că da. Am știut ce cursă să-mi aleg, nu? Băi, ești nebun? Nu urcă? Băi, mă jur că eu am crezut că-s pe cutie automată. Stai să băgăm în diferențialul. Gata. Hai că patinează. Hai că trag 30 ceva de tone, ești nebun? Cu motorizare de 500, cred că are. Habar n-am ce motorizare are. Avem probleme. Micuțul, după cum vezi, a abandonat camionul, ești nebun? A luat cursa, a făcut actele de aici. Uite. Și a trebuit să merg să recuperez camionul și încărcătura. Băi, nu-mi vine a crede. Nu, no, aici n-am nicio șansă. Ia uite-te. Daună totală pentru firmă, ești nebun? Haide! Hai că am început perfect. Ești nebun? Ok. Hai că am început perfectissimo. Nici nu știu cum să-i mai spun. Până nu se oprește cisterna aia acolo, eu nu mă opresc. Gata, atât. Hai că mă chinui aici atât. Da, pe naiba, nu fac nimica. Nu pot să îndrept cisterna. Băgat diferențialul. Apologies, my baby.
Uite, așa trebuie să merg. Băi, milimetric am trecut prin spate pe acolo, milimetric. Micuțu, dacă mă auzi, să-ți trăiască familia. Toate cele bune, familie. Te salut, Aurelian. Ce transport? Tocmai ce ai văzut. Un camion Volvo cu cisternă plină. Trebuie să ajungă în Rusia tocmai. Deci am o cursă de 3500 de kilometri, 3550 și. Bună seara, Mariane. Băi, deci numai belele sunt în firma asta, după cum se pare. Băi, ce șoferi indisciplinați, n-ai văzut așa ceva. Băi, mă jur, băi, n-ai văzut. Băi, se cacă și lasă așa, mă. Trebuie să vin eu să șterg la cur, mă. Scuzați-mi limbajul. Bună, Alex. Stai să o lăs ușor pe aici, te ești nebun. Salutare, Iulia. Băi, deja merg cu 60 la oră și mi-e și frică. Ești nebun? Ia uitați. Voi să iau un larg curba. Eu nu știu dacă termin cursa. Pe cuvânt. Nu știu dacă poate camionul să ducă. O, Ștefan! Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc frumos, Ștefane. Bine ai venit. S-a angajat șoferul mult mai atent. Păi eu asta încerc, omule, dar na. Dacă dau peste astfel de specimene, de unde să știu eu că el o să facă chestii de genul, știi? A format motorul. Auzi. Opa. Dacă camionul este 8 ori 8, da. Da, categoric trebuie să am mare, mare grijă pe viitor pe cine angajez. Mă jur dacă nu. Deci până acum am angajat, pe ochi frumoși, știi, dar nu mai merge așa. Uite-te și tu. Păi, eu trebuie să merg să recupăr camionul. Să recupăr cisterna, vorba aia că nu e a mea. Să duc cursa la capăt și după aceea să duc camionul la firmă, la garaj. Na, mai iau pe asta. Da, m-a lăsat micuță, mă. Băi, și nu e prima oară. Băi, până acum el forma mașina, înțelegi? O forma mașina, camionul. Asta e, na, se mai întâmplă, știi? Fiecare a pățit să rămână în drum. Mergeam frumos, îl tractam și așa mai departe, dar cum a plecat cu tătul, mă? Bă, cu tătul nici măcar un telefon la firmă, nimic, mă, n-a dat un info, un spoiler, ceva, bă, îmi bag ceva în voi, îmi iau camionul și luați-vă camionul și asta e. Bă, nimica n-a zis. Pe ce probleme aveți? Opa. U.
Hai să vedem acum. Intru pe stradă. Păi asta zic și eu, Iulian. Băi, micuțule, dacă mă auzi, păi cum facem? Ați rămas fără bere, e? O, mulțumesc, mulțumesc frumos, Eva. Mulțumesc. Băi, fiica mea nu doarme, mă. Păi, are careva numărul lui micuțul să-l sune? Pe bune, acum trebuie să dăm de micuțul. Oricum o să mă caute, că oricum trebuie să-și ia salariu. A, bere, auzi, băi, frate, fără bară. Bara la camion. Păi, băgați un service și asta e, na. Păi trebuie să vin eu după voi, eu n-am cum. Eu acum tractez camionul ăsta, camionul lui micuțul. Două locuri nu pot să fiu. Să se ducă unul dintre voi să-l ajute pe celălalt. Pe bune, acum. Dacă nu, să sune la o firmă, să vină să-i repare camionul. Adapter cu fugiții, da. Da, mă. Bă, și se mai bate cu pumnul în pept că e șmecher, că e șofer de șofer, că e cel mai tare șofer din Eurotrack, bla bla bla. Și unde e, mă? Unde e? A intrat în pământ, a dispărut. Păi, păi, cine e vinovat la plătește? Fără doar și poate, doar. Pentru asta am luat șoferi. Doar n-am luat marionete. O, te salut, Gabriele. Nu, serios, de azi înainte care mai farmă vreun camion sau ceva de genul, va plăti, frate. Gata, s-a terminat cu lucrurile frumoase. Sunteți buni de plată de acum. Salutare, Vasile. Și parbriz, Ionuț. Asta e, frate. Nu e nicio problemă. Se repară totul. Înțelegi? Bine că sunteți sănătoși și că puteți munci să plătiți daunele. Eu chiar pentru asta mă bucur, că n-ați pățit nimic. Banii mi-i recupăr eu de la voi, fără doar și poate, deci... Bună, Detrox, te salut. Deci nu fac griji în privința asta. Deci dacă e vorba că ați distrus camioanele, că v-ați ciocnit ca ouăle de Paști, acum de sărbători, foarte bine, foarte frumos. Banii voștri circulă, nu? Așa că trebuia să vă dau și primele, că nu ne-am întâlnit, că eu m-am dus după micuțul, după camionul lui micuțul. Trebuie să vă dau și salariile. Numai bine, chiar de-abia aștept să vină factura. Deci până nu vin facturile de la service, nu vedeți nimica. Dacă vreți, vă trimit o poză cu altceva, dacă vreți să o vedeți. În rest, dacă fie vorba între noi de bani, luați-vă gândul, doar vă trimit mirosul. În pungă, sigilat, frumos, să vedeți cum miroase. Atât, cu asta vă hrăniți. I-a crăpat motorul? Te salut, Ștefane. Ok, să-l lăs ușor pe aici. Haideți să vă arăt și eu. Uitați, na, angajez șofer în pana mea. Și tot eu trebuie să duc. Duc și camionul meu și camionului și încărcătura la destinație. Na, mai zic ceva, mă. Mai zic ceva. Tu dacă primești ceva, dacă nu ai făcut nimica, da, o binecuvântare acum. Și iertarea păcatelor. Na, de unde pe multiplayer? Pe ce hartă joc acum? Sunt pe Pro Mod cu Raw Extended, cu Sud-Estul Rusiei și cu Rusma. Da, joc cu volanul, Ștefane. Mă scos la o bere și îmi trece? Băi, de trecut mie oricum îmi trece, dar e vorba de pagubă.
Nu, serios acum. Deci pe mine, pe lângă timpul pierdut care m-a costat, îți dai seama, plus reparația, nu știu ce i-a făcut la motor, habar n-am, o să aflu și eu. Pe lângă asta, gândește că și băieții ceilalți au făcut accident acum. Să-mi trimiteți poze pe WhatsApp, apropo. Chiar aștept pozele pe WhatsApp să văd ce ați făcut. Un meci mai prost? Pentru ei, nu pentru mine. Pentru mine doar un nervi. Nervi și stres, atâta tot. Bagă la cultiva cartofi, nici... Deci nici măcar la treaba asta nu pot să-i pun. Ești nebun? Putrezesc cartofii, ești, până ajung în pământ. Încolțesc. Știi ce zic? Cel mai bine e la scos morcovii. Băi, dacă nu-i bag la scos morcovii din cur, hai să vezi. Stai să-mi iau și o gură de cafea, că m-a luat o zdrace. În Islanda, în capul celălalt. Băi, să fii sănătoși. Să fii sănătoși. Bine, măcar că mi-ai zis pe unde sunt. Oricum, eu dacă ies un firma, vă localizează și aia e. Localizează camioanele, că de voi nici nu mai îmi pasă de acum înainte. Salariul vostru e la mine. Am datele voastre. Ne vedem în instanță dacă e. Băi, să nu zici că a crăpat. A crăpat, mă. Băi, firea aia dracu de joc, a crăpat, mă. Hai să-mi ba picior. Îmi dai modelul pe care s-au costă bani. Alex, eu nu sunt distribuitor de moduri, în primul și primul rând. Sunt și contracost și gratis moduri, dar nu sunt provider de așa ceva. Păi eram în Scandinavia, eram în Norvegia. Mai rămân și aia blocați acolo. O să vină firma, o să vă tracteze, o să vă dea amendă și aia e, că voi sunteți vinovați, voi sunteți șoferii, nu firma. În cazuri de genul că vă blocați traficul, că ați rămas înzăpeziți pe undeva, voi plătiți, că voi sunteți șoferii. Nici de cum firma. Stați liniștiți pe treaba asta, eu unul am învățat lecția. Bună Adrian, bună Ștefan. A murit Etsu, da, parastas. Vrea cineva colivă? De ce în video cu simulator 1 nu ai făcut video cu ETS 1? Exact de același lucru, Adriane. Pentru că sunt diferențe. Nu, serios, răspundeți-i frumos lui Adrian. De ce în video cu simulator 1 n-am făcut live cu ETS 1? Bună, Luca. Ai modurile... S-o costă bani, ți-am răspuns. Deci, Alex, tu cred că vrei un ban. Mă jur dacă nu. Petru, te salut, Petru. Te salut. Salutare, Alexandru. Pinguinul? Unde? L-ați văzut voi pe pinguinul? Eu nu l-am văzut pe pinguinul. Adrian, despre Renault Major nu. Nu l-am. Chiar e bună sugestia. Chiar mi-a plăcut foarte mult cum arăta Renault. Ziceai că e tren în interior. Chiar e super plăcut. Super mișto. Salutare, Roblox. Salutare, Florentin. Salutare, Sorin. Și acum aștept să se încarce, credeți-mă. Păi ce să fac, că e de la moduri. Foarte multe moduri, 134 de moduri. Nu, serios acum. Chiar aveam nevoie de spamul vostru, mă jur dacă nu. Nu e suficient ce pățesc. Salutare, Alexandru. Păi ce făcui? Mi-a crăpat jocul și am intrat din nou.
Da, Sherman, 134 de moduri. Tu vorbești de Renault Magnum, că e legendar, nu știu în ce sens îl faci tu legendar. Mă jur că nu știu să-ți spun. Te salut, Eddie. Vrei să participi la roleplay? Da, desigur, Emil. Pe ce server? Pe single player. Ce trebuie să faci? După spamul ăla, cel mai simplu, alt F4. Și te bag automat cu mine aici. Da, serios, chiar n-am niciun moderator. Pe bune. Băi, frate, băi. Gata. Am rezolvat-o. Și a crăpat din nou. Băi, ești prost? Băi, ești nebun? Exact acolo a crăpat din nou? Vai, 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 vai. Ce trebuie să faceți pentru un moderator? Băi, sincer, nici eu nu știu ce să vă spun. Da, a pus blestere. Da, Rex, asta e chiar că e bună. Salutare, Constantin. Nici nu te-ai uitat pinguinul ca să-l vezi târziu. Mă jur dacă nu. A durat 10 minute, ești de bun. Băi, frate, nu mai spui. Uite, 136 de moduri. Am mințit, frate, cu 134, 136. Sunt bug-uri și de la moduri. Categoric și de la moduri. Clar, a picat roleplay. Începem altul. A picat roleplay. O să dau quit la cursa asta, numai să-mi intre și vedem. Dacă e, poate facem un camion pe durata live-ului, poate îl schimbăm. Chiar aștept o sugestie de la voi. Ce mod să-mi iau de camion? Cât e salarul? Să nu dai info, Iulian, că te dau afară. Te dau afară. Și pe tine, și pe micuțul, și pe toți. Deci nu dați din casă cât e salarul aici în firmă. Apropo, vă avertizez. Nu mai începe să dați cu ciocul. Că aici luați atâta, să întrebați pe alții cât iau salari dincolo și așa mai departe. Mă jur, gata, s-a terminat. Nu mai vreau să aud chestii de genul. Păi unicul care a spus e Marian, care a venit cu Scania. Nu ai primit salariu de 2 luni, dar nici n-ai fost la muncă 2 luni de zile și mai pomenești de salar. Să plătesc facturile ca să reîncep să fac cursele? Da, Line, da, fără nicio problemă. Pune de la tine, că ți-o dai eu banii când ne-am întâlnit. Până atunci n-am ce să fac. Vezi că sunt prins aici cu alte probleme, da? Pune banii din buzunarul tău.
frumos din contul tău bancar, că ai strâns ceva bănuți acolo, plătește tu, ca să vezi și tu cum e să fii patron. Și când ne întâlnim, îți dau banii și îți mai dau și dobândă și tot ce vrei tu, da? Îți mai dau și de un suc. Nu la prima pensie, acum, acum, până la primul salariu care trebuie să ți-l dau. Să plătește paguba. Da? Hai că eu vin repejor să-ți aduc bani. Să-mi zici cât face, da? E trecut deja pe numele tău, nu ne putem băga. Păi nu e pe numele meu, pe numele firme. Apropo, și voi sunteți trecuți în asigurare. A? În acte, voi sunteți șoferi pe el. Foarte frumos, Aline, plătește acolo. Plătește, dă-i toți banii, lasă și de un suc. Nu fi mârlan, că ți-ar ripara rapid camion. Da, haideți să vedem aici, atât dăm drumul la radio, întâi și întâi. I lost my friend, my best friend. Abandonează. Ok, și distribuitori autorizați. Mergem pe Scania. Găsim Scania prin Rusia, pe undeva? Nimic, frate, nimic. Băi. Să merg? Nu, nu. Hai să mergem. Băi, nici nu știu de unde să-l iau. Băi, ce m-am speriat. Treapta, tu-i. Donație din pensia mea. Din pensia ta? Configurație. Mulțumesc frumos, Mariane. Mulțumesc frumos. Optor 4. Deci ne băgăm pe transporturi grele. 770. 12 cu 2, aș băga și cu 14 viteze. Uite că avem cu 14 cu retarder. Interiorul, care arată blanao. Da, durează un pic. Nu e așa că arată bine? Așa-i? Băi, hai ziceți sincer. Arată bine sau nu? Sau îl schimbăm? Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Iată că sigur mai am ceva. Băi, nu mai am. Din păcate nu. Uite. Ciudat, nu? Foarte ciudat. Pe cuvânt, dacă nu. E ciudat rău. Da, hai să vedem acum. Merge pe următoarea. De la fum e așa negru. Ok. Ia să vedem aici. Ce mai avem noi de adăugat? Ok, nu pot să le adaug, astea deja sunt puse, pun cu vopsea. Ok, hai să începem aici, atât, partea frumoasă, aici nici nu mai mă bag, ăsta e vopsit, da, full vopsea, perfect. Mamă, ce încrucișare e aici, atât, nici nu știu care e. Hai să vedem. Perfect. Asta nu.
Scania, pe original, încă nu e, nu mă bag pe acolo. Vopsea plus cromat. Vopsea. Vopsea. Hai că e bine până acum. Pe aici să adaug beculețe, nu cred că mai stau să pierd timpul. Pe aici totul e ok, ia să vedem noi. Bară laterală, pe aici. Ok. Perfect. Pe exterior nu prea aș vrea să-i fac mare lucru, sincer. Îi lăs cauciucurile, îi lăs totul așa cum este. Din punctul meu de vedere, arată foarte bine. Culoarea roșie arăta bine. Păi dai să băgăm pe albastru. Uite așa. Nu e așa că arată bine. Dacă tot avem interiorul alb cu albastru, un pic de albastru, uite așa. Hai ca să nu fie nici cum vrei tu, nici cum vreau eu. Ba de fapt cum vreau eu. În fine. Ok. Haideți să vă arăt. Mulțumesc frumos, Adiman. Ok. Frumos. Ok, hai să vedem și aici, iată. No, deci trebuie să dăm înapoi. Uite aceasta. Și atât. Ia să vedem aici. Și aici, iată, să vedem ce mai punem. Punem rapid ceva ca să terminăm aici, iată. Băi, nici eu nu știu, uite. Paris Saint-Germain. Sau asta, uite aia. Perfect, băgăm o doză de suc. Aici. Perfect. Ok. Cea mai fidelă fată s-a întors să le arate la fraier ce poate să facă. Și am uitat ceva pe exterior. A luat foc camionul. Ok. Și cam asta. Din punctul meu de vedere, cam asta aici, doar dacă e să mai adaug ceva aici, iată. Snacks-uri, chipsuri, tot ce trebuie. Mă rest, cred că totul e ok. Confirmare. Ok, și dăm schimb. Bună, David. Bună, Cristian. A luat foc camionul. De exemplu, pe Europa 1, pe multiplayer, pe folosit moduri, nu.
Să mă apere de hater. E nou nouț. Adaug o rangă. Jos ranga. Sus violența sau cum era. N-ai ratat nimic ca Dumitru. Adevărat că am viat. Ok. Să schimbăm o leacă ora. Uite așa. Să plecăm și noi de dimineață. Ofertă cursă, bursă transport. $20 Băi, hai, mai taie din ele. Hai să vedem ce găsim, dacă nu prin România. La Chișinău? Iași? $43 Băi, hai că da. Hai să dau după tonaj. După greutate marfă. Hai să vedem. Căutăm Suceava. $52 ești nebun? Aveți vreun oraș? Ia scrieți în chat rapid. Din ce oraș să plec? Hai să vedem. Să vedem ce scrieți voi acolo. Cluj. $72 Hai că da. Stați un pic că mai am o problemă. O setare, opțiuni, mod de joc. Ok, să resetez timpul. Botoșan nu este. Paris, Iași, Pitești, Iași. Ai uitat copilotul, Iași, Iași. Ok, Bacău. Galați. Hai să vedem acum ce găsim. Târgu Mureș, ia să vedem ce mai scrieți. Iași, toată lumea de la Iași zice acolo, în general. Suceava, Iași. $35 da, asta e mișto rău de tot, către Verona. Ia să vedem ce mai găsim. N-am găsit foarte mare. Bacău, 17 tone, Focșaneu, $42 Galațiu, $36 Buzău nu-mi dă voie, Ploieștiu, Ploiești, Iași. Băi, frate. Băi, Ploieștiu, Râmnicu Vâlcea, ia să vedem. Craiova, Târgu, Hunedoara, Brad, $38 asta e mișto rău de tot. Sighetu, Bucureștiu, l-am văzut Bucureștiu, nu l-am. Constanța, Mangalia, Chișinău, Bălți. Da, le-am văzut pe toate acum, încât știu destul de bine ce pot să caș și ce nu. Din Ucraina să merg? Băi, din Ucraina nu prea am, că nu prea am fost. $92 Pe bune, $92 Băi, dar... De fapt, la ce motorizare am ar trebui să meargă, nu? $51 $49 Băi, băi, deci... Ia să vedem. $99 Fii atent, fii atent, o facem pe asta de 99 de tone, că nu e o cursă lungă,
Ia uitați-vă aici, 99 de tone. De la Erfurt. Go to... Ia, fiți atenți aici. Deci, fiți atenți acum. 99 de tone. Eu zic că e pe bune, adică... What the fuck? Băi, ce are jocul ăsta, mă? Băi, cred că e de la moduri. Pe cuvânt. Oh, s-a dus camionul, s-a dus de mult. Eu cred că e de la modurile astea de remoci, mă jur dacă nu. 120 de tone ai văzut tu? Hai că mai intrăm o dată și vedem. Băi, sper că data următoare să salvez, ca să nu mai am probleme. Da, crash peste crash, să mor dacă nu. Îmi vine să mai anulez din moduri, dar nu știu pe care să le scot, știi? Ok, hai să mai intrăm o dată. Da, eu cred că ar fi cel mai bine să mă teleportez pe un oraș și de acolo să iau cursa liniștit, să nu mai mă teleportez, să mai fac șocuri de astea la calculator. Că și cu teleporturile astea îți dai seama că îi dau un cap așa dintr-o dată. Deci spuneți-mi, deci rămâne Iașu? Jocul moare din cauza lui pinguinul. Dar de ce, frate? Dar ce are pinguinul? Pe alea pe care crezi că le-ai folosit destul. Da, sunt multe moduri pe care oricum nu le folosesc. Precum camioanele rusești. Camazu, Mazu, Uralu, painturi pentru ele... remorci personale pe care eu nu le folosesc, o groază de remorci. Da, pe bune că ar trebui scoase. Deci haideți să o luăm cu începutul. Prima și prima oară unde să mă duc? Mă duc pe orașul ăla și pe orașul ăla ce găsesc, cea mai grea încărcătură, să spunem de peste 50 de tone o iau. O cursă în Islanda. Păi și asta e bună, Iuliane. O cursă în Islanda cu peste 60 de tone pe zăpadă? Păi dacă intru la moduri acum, cred că durează un sfert de oră ca să mi se încarce jocul din nou, crede-mă. Islanda. Păi dacă... Chat, Islanda sau Kirkenes? Hai că avem și Kirkeneșul. Dacă nu în Rusia, că știți drumul morții ăla. Cine vrea să ridice mâna? Păi numai voi vreți. Nu, pe bune acum, să fie Islanda sau România, că deci trebuie să o luăm sistematic. Alegem o țară și tot așa. Slab hard disk ai. Da, slab rău de tot. Te salută, Mihai. Deci în Islanda să fie, da? Te salut, Tony. În Turcia. Islanda. Ok. Deci mergem pe Islanda, ca să știu. De unde? Păi, rămân. E de pe ETS2.lt, ETS2 World, Workshop și așa mai departe. Păi, Berebi. Păi, Berebi, trebuie să-ți dau bani înapoi ca să te bucuri de Paște. Să mor dacă nu. Păi, frate, dar ce ați pățit, mă? Păi, nici n-am început să pun muzica. Deci, mă jur, mulțumesc frumos pentru donații. Păi, să dau un pic de muzică, ești nebun. Cât fac camionul... Oh,
noi o prima de paste. De paste. O să primiți și voi, o să primiți. Adevărat că am via, Carmen. Ne primim și noi prima de pasti. Băi, serios, voi v-ați spus pe capul meu, mă jur dacă nu. Băi, pe bune? Chiar mă faceți de rușine pe live că nu vă plătesc? Mulțumesc frumos încă o dată, Berebie. Acum pe bune, pentru că am primit donațiile, o să vorbesc frumos despre voi, dar acum așa, treacă meargă. Live-ul ăsta, că live-ul următor voi urmați. Dacă e vorba de așa. Azi cam eu grijă de cojocul vostru. Stai puțin să întunec un pic. Uite așa. Arată și mai bine decât prima variantă. Băi, deci eu fac camionul ăsta mare, un fel și chip, ești nebun? Te salut, Florin. Eu acum stăteam și mă gândeam dacă nu s-ar potrivi mai bine un Volvo. Dar din respect pentru Marian, nu îl schimb. Ia să vedem ce caucioace mai avem noi pe aici. Iată. Băi, se băgăm ceva mai frumos, mă. Uite. Băi, astea nu-mi încap, mă. Băi, nu-mi încap, ești nebun? Uite, ăsta ar încăpea. Voi ce spuneți? Mergem pe ăsta? A? Dacă mergem în Islanda, trebuie să-l echipăm. Pe bune acum. Ce ziceți? Ce-at? Lăsăm? Păi... sau bag așa ceva. Mihai, crede-mă că ordinea diferă de ce hărți ai și trebuie și conexiunile de drum. E mai complicat. Ok, hai să începem să le punem pe acestea. Mă uit mai în spate ce aveam. Dar nu, nu. Ok, acum va trebui să schimb jantele la toate, ești nebun? Ok, uite, punem acestea. Încât să nu se mai vadă beleaua. Băi, uite că aici se vede, uite asta nu. Băi, iarăși. Ștefan, mulțumesc frumos, Ștefane. Îngreptator. Dar noi facem când si se fuia banii si îi cheltuie. Băi, deci... acum înțelegi tu ce înseamnă să fii patron? Băi, sunt și momente de genul în viață. Acum trebuie să recunosc, mai sunt și momente când mă bucur și eu de bani. Băi.
dacă tot pleci în cura din Islanda, poti să cura din Islanda. Sevice să plate si facturile. Băi, frate, bă, dar nu mai mă slăbești cu facturile alea, ești nebun? Băi, o să vedem, o să... Băi, frate! Prima de paste la șeful. Asta e, e discutabilă totuși. Totuși e discutabilă dacă ești primul pe listă. Pe bune acum. Dar să zicem că da, să nu zicem că nu, știi? Oricum am mai zis că trebuie să ne întâlnim, stăm de vorbă. Azi că am distrus camioanele alea. Pe bune acum. Și chiar sunt curios dacă ați făcut curat în ele. Mă jur dacă nu. Ultima oară ați făcut ravagii, le-ați lăsat formate, distruse. Mă jur dacă nu. Băi, mai am uit să văd dacă n-am uitat ceva, dar ce să mai, frate, uite ce, ce caucioace am, băi, deci nici nu are rost mai mult pe exterior. Hai să ne băgăm în interior. Să începem din nou. Băi, dar ce să mai bag, că nu, nu mai întrebe nimica. Mă jur dacă nu. E suficient atâta. Pe cuvânt dacă nu. Păi măi, trebuie să mai dau ceva. Mă jur. Să fie, să fie de bine, să fie primit, știi? Hai să facem schimbul și salvăm. Ok. Mai ceva ca o cocină de porci. Unde mergem azi, Codrel? În Islanda. M-am echipat, uite. Uite, vezi, cauciucuri, tot ce trebuie, aderență maximă. Să găsim și 60 ceva de tone. Ok, dăm o salvare aici. Perfect. Dăm peste modul acesta. Perfect. Manager garaje. Afișare hartă. Și mergem la... la nu, hai să mai cumpărăm. Acționare garaj. Să vedem pe aici, pe unde mai putem cumpăra. Uite aici. De tot. Pica, pica, iar modul pica, pica de tot. Da, pica de tot. Doamne ferește. Băi, dar serios, voi sunteți trollerii mei în seara asta? Adevărat că am via, Dragoș. Te salută, Cosmine. Dacă angajez șofer, da, dar să nu plece cu camionul sau cu marfa, ești nebun că am pățit-o. L-am angajat, l-am făcut om, l-am realizat, i-am dat camion, i-am dat un sens în viață și el a plecat cu totul. Băi, ești nebun, dacă ai pomenit așa ceva. Ok, hai să vedem acum, oferte curse, bursă transport. Băi, n-am găsit cursa mult dorită. 30, nu, n-am găsit nimica până acum. Hai că mai schimbăm o leacă timpul. Băi, normal, de aici, din zona asta, ar trebui să găsesc cursele. Pe încărcătură, cum doresc eu. Băi, frate, pe bune că nu găsesc? Uite mă, 22 de tone numai. 37 de tone, păi am zis să fie peste 50. Uite, 50, dar la dracu un praznic. Ia, dacă mă duc la curierii, găsesc ceva, nu găsesc nimic. Nici pe dracu nu-l găsesc acasă. Hai că băgăm aici o oră de, ca să resetăm și eu ne întoarcem înapoi la ora așa, să zicem așa. Ok.
Și hai să vedem acum ce găsim. 44 de tone. Mă așteptam la ceva mai frumos. Deci durează, frate, până găsesc eu o cursă fără să mă trebuie. Ohoho, 66 de tone. Ia uite pe asta. De tone. Băi, și dacă mă teleportez acolo, să vezi dacă nu îmi dispare cursa. Manager garaje. Ia uite, mă duc acolo. Fiți atenți acum ce pățesc. Ajung acolo, uite, e deja ora 7 când ajung acolo. E deja ora 7. Canci cursa. Și oricum nu merg pe timp de noapte. Și resetăm acum la ora 7. Perfect. Și acum ofertă curse, bursă transport. $55. Nu-mi place. Nu-mi place. Vreau mai mult. Vreau mai mult ca un camion bun. $32, dar mie îmi place remorca. Mă jur dacă nu. Băi, hai să mai căutăm o dată. Băgăm pe 5. Băi, a dracului că acum nu mai găsește cursă, mă. Ia uite la asta. Băi, mai încerc o dată, dacă îmi crapă, asta e. La turcu, nu? Ok, îl iau ușor, îl iau ușor. Îl spamez aici. Perfect. Îi mai dau o salvare. Așa. Oferte cursă. Bursă transport. Și o luăm pe asta. Ok. Câți kilometri am până acolo? 88 de kilometri? Băi, ești... Camera 0. Băi, dar n-am cum. 88 de kilometri mi-e spiră cursa până ajung acolo. Băi, la dracu un praznic. Ia uitați-vă și voi. Hop. Băi, care m-a speriat? Ia o funie și leagă să nu mai pice. Paule, bună întrebare, ce moduri mai folosesc? Deci mulțumesc frumos, Ștefane, mii de mulțumiri pentru donații. Bursa transport. Băi, deci de când mă chinui tot să fac cursa vieții, ești nebun? Băi, da, ia uite belea. Cum dracu o iau? Mă urc peste cântar? Ce dracu-i fac? Stai să dau cu spatele, ești nebun? Să merg pe cântar. Ok. Stai că... Deci pe bune că nu știu cum să fac să o cuplez. Uite. Hai că încerc să o bag pe aici atât cumva. Hai să vedem și noi.
Ok. Ia uite. Băi, pe bune? Băi, n-am cum să o cuplez. Dacă o iau pe acolo... Băi, frate... Deci... Da, din laterală. Da, din laterală nu pot să plec după aceea dacă o iau, că îmi virează spatele și mi se va lovi de cealaltă remorcă. A, cred că înțelegeți ce vreau să vă spun. Stați puțin. Ajustare lumini. Perfect. Camera 0. Deci, fraților, ia uitați. Te salut cu respect, driver. Băi, voi ați văzut? Ia uitați-vă la plecare. Ia uitați-vă. Băi, dar eu am cauciucuri diferite? Băi, voi ați observat că eu am cauciucuri diferite? Păi ce cu cauciucul ăsta pe spate, mă? Ăsta așa mare. Băi, what the fuck? Eu acum văd ce cauciucuri am. Girofarul, păi, le-am vândut, frate. Le-am vândut. Băi, trebuie să-mi schimb cauciucul ăla pe spate, că ăla strică totul. Băi. Nu. Băgam ești picior. Stai cam atâtea dolii încât nici eu nu știu pe care trebuie să o îndoi. Ești nebun? Ia uite-te. Ia uite un pic câte dolii am. Hop. Stai să o îndrept și pe asta. Băi, dar nu-mi dă voie copacul. Firea dracu de copac care ești tu. Care dracu te-a pus aici? Am un copac aici care nu-mi dă voie să virez. Ok? Hai că încerc să le îndrept acum. Băi, eu viram, dar camionul nu mai virează. Băi, ești nebun? Diferențialul, V. Stai puțin. Ok. Mi-o ridică pe aia care nu trebuie, în fine. Băi, frate, ia uite. Băi, ce-am făcut aici? Băi, ești nebun? Bun, ești mai prost. Băi, ia uite. Nu pot să înaintez acum. Ștefane! Ce-am greșit? Presiunea la rotile din spate. Da, să știi că mi-au greșit presiunea. Ești nebun? Au băgat cu 2 bari în plus. Numai 2 să fie. Să crezi că ajungi la destinat? Da, cum să n-ajung? Ia uite-te. Ia uite-te. Păi nu mi l-am băgat pe pământ, că am tracțiune mai bună. Ia să coborâm asta. Băi, frate, am crezut că n-o să ies de acolo. Am avut și eu dubii. Mă jur de acolo. Am stat în dubii. Mamă, dar cum se simte...
Băi, dar de arătat arată mișto rău de tot. Încărcătură. Ia. Cam oftează camion. E, a dat-o leacă de greu. Băi, dar unde fac eu zigzagurile alea pe acolo? Băi, ești nebun? Stai că aici am rampă. Terminați cursele și după aceea discutăm. Întâi terminați cursele pe care le aveți de făcut. Băi, ești nebun? Trec pe avarii direct. Băi, eu nu știu cum o să fac pe aici. Băi, dar uite ce mișto vine remorca, face virajul, toate cele. Ești nebun și îmi făcea în griji. Ia uite ce frumos. Ia uite. Mamă, ce mișto se vede, ești nebun. Băi, e lucrat ca lumea rău de tot. Da, încă un hop aici, atât. Peste 12.000 dintr-o lovitură? Păi, Jojo, nu faci tu atâția bani, ești nebun? Păi, tu îți dai seama tu cât câștigi într-o lună? Câți ani de zile trebuie să muncești la mine? Băi, Jojo, băi, mai gândește-te. Ia-l de acasă și repară-l tu. Eu îți spun, fă o rată, la bancă, nu știu, vezi și tu, caută la dezmembrări, habar n-am, să nu se vadă, îl vopsești, la trafalet, habar n-am. Băi, dar eu ce mai încerc să semnalizez? Băi. Băi, mi-a stat inima din să mor, că acum am zis că mă opresc în indicatoare. Mi-e remorca destul de înaltă, uitați-o. Vedeți? Și am zis că acum o izbesc de panouri. Băi, ești nebun, de eu cum mă învârt pe acolo? Ia uitați-o. Ia uite. Ați înțeles la ce mă refeream. Opa. Hai că mă descurc. Temporar. Băi, nu vine nimeni. E bine. E bine atunci. În cazul ăsta e super bine. Băi, nu-mi spune. Ce bine am trecut. Cum se numește? Chris 45, Cristi. Da, ta nu mai poate. Băi, ești nebun? Cu 44 la oră? Pe bune? Ia uite aici. Uite mă, uite. Ce dracu s-a întâmplat aici? A venit să încarce, mă. Deci a venit să încarce în alt camion. Prima oară am crezut că a intrat, s-au lovit două camioane, dar a venit alt camion ca să descarce ăla care i s-a rupt prelata ca să poată să-și continue drumul. Te salut, Arthur. Ia uite-l, mă. De bea urcă. De bea urcă. 30. 33 la oră. 34, 35.
Câți kilometri mai am? 135, aia că îi fac și pe ăștia. Nu, nu era control. I s-a rupt prelata la 1 și a venit alt camion. Vrei solari în dolari? A, da, clar, frate, și eu vreau, cum se cheamă, să dublați kilometri pe care îi faceți lunar. Na, vezi? Pot să vin și eu cu făcături de genul, știi? Dar cine mă bagă în seama? Pe bune, Jojo. Na, vrei salari în dolari? Da, dublează kilometri pe care îi faci. Și am de unde să-ți dau. De trebuia să trage, dar foarte greu, foarte, foarte greu, Florine. Dar na, totuși, 99 de tone sau cât naiba e, la un 770. M-am încadrat, mă. Băi, ești nebun. Plătește, Sefu, plata, ne-o plătește. Băi, cum a zis-o... Pe cuvânt, numai șeful nu s-a auzit. Mai ales la plătește... De-abia se mișcă, ești nebun? Hai că a început să se miște. Cum se aude, bă? Băi, ce-mi place ecou cum e făcut. Hai că mai pierde și aer. Bine, măcar că am drumul drept. Pe cuvânt. Băi, dar eu tot am semnalizarea pornită, ești nebun, acum am observat. Băi, hai că am trecut. Oare dacă mă oprește cu cântarul, am depășit tonajul? Pe bune. Să spunem că e harta lumii, nu neapărat harta României. E și România pe aici, dar nu sunt în România acum. De unde atâta autostradă în România, ești nebun? Ce tonaj? 99 de tone, ceva de genul? Stai să văd. Uite acolo, 99 de tone. Băi, ești nebun. Băi, ești prost, ai frânat-o în fața mea. Băi, nu-mi vine a crede. Exact în fața mea. Băi, nu putea să se dea stânga-dreapta. Ia uite-l pe ăsta. Băi, ești nebun. Băi, trebuie să mă uit, să fiu cu ochii pe drum, ești... Ăștia peste tot, bă, că se opresc.
Băi, podul ăsta e cam jos. Bă, am trecut de el, să mor dacă nu. Acum am zis că mă lovesc. Salutare, Rafael. Unde e Islanda? În partea opusă. Uite pe acolo, vezi? Ți-a rămas cu degetul. Am vrut neapărat să duc tonajul ăsta, că mă duc înapoi la Acrane sau cum dracu se cheamă acolo. Dar neapărat am vrut să duc încărcătura asta, că îmi făcea cu ochiul. Un euro costă. Salutare, Florin. Și rămâi și fără remorcă? Nu, nu. Nu, dar am crapă betonul, ești nebun, băi. Băi, ești nebun. Hai că e distanță, frate. Hai ca să nu mai stau cu morcovul. E distanță, că mare. Băi, în față mi-arată că trebuie să virez. Trebuie să mă duc pe banda cealaltă. Când am prins și eu 80 la oră. Băi. Mamă, cum fac frânele. Ai furat podul. Băi, dar nu ai, stai, că eu aici vreau să-l duc. Stai că e în capul lumii. Stăteam și mă gândeam acum, dar n-am posibilitate să iau garaj în cel mai nordic punct din Islanda, dar de fapt și de drept, dacă iau în cel mai nordic punct, trebuie să cobor, nu urc. Iarăși un dezavantaj. Las că e mai bine de la Acranes. E roșu? Unde? Unde e roșu? Ou? Ou de Paște e roșu, Ionuț? Voi să-ți fie de bine, dacă te-ai pus la masă. Și duc podul la oameni înapoi. Să iau un Volvo? O să iau și un Volvo, asta e clar. O să iau și un Volvo. Dar momentan trebuie să termin cursa cu... cursa asta și mai au o cursă cu Scania asta în Islanda. Acolo e acolo. O să vezi despre ce e vorba. Dar după ce termin cursa, mă duc pe service. Băi, ce a fost asta? Ia uite aici. Băi, fii atent cum se încarcă, ești nebun. Băi, frate, n-am mai văzut așa ceva de când mă joc eu Eurotrack. Pe bucăți se încărca. Băi, gata, așa. Hai că-i dă o salvare. Totuși, hai să salvăm că am terminat o cursă, ești nebun? Da, ieșim de aici, intrăm în joc, îi dăm cu F7. A, uite. Tractare până la service. Acum, trebuie să modific la camion roțile pe spate. Sunt prea mari, mă. Uite, astea da, astea sunt prea mari. Ia uite-te. Deci. Băi, stai puțin. Uite-l. Uite așa. Băi, e altceva acum.
Stai puțin, mă, că iarăși n-am făcut bine aici ce am făcut. Aici câtele era ăsta? Ok. Uite așa. Pe șeful cheamă să ceva rău? Suceava rog. Orice aș pune aici, oricum nu se vede. Deci așa rămâne, confirmăm comanda. Mulțumesc, Ștefane, încă o dată de donație. Acum, precum am promis, mergem la Acranes. Unde dracu e aia? Insule Feroe, uite aici. Acureiri, scuze. Și de aici atât luăm încărcătura vieții și încercăm să trecem cu bine. Ora 21:15, categoric trebuie să dau timpul pe repede înainte, dar pot să iau cursa, deci nu mă interesează cursa să fie în termen, ne uităm numai să găsim cursa. Hai să vedem. Ok, ofertă cursă, bursă transport. Hai, nu crăpa, nu crăpa. 36 de tone, nu e bun. De aici nu găsesc nimic. Ok. Băgăm la ora 9. Gata. Ca să putem să avem de unde să scadem. 52 de tone. Păi ești nebun. Chat, o luăm pe asta sau mai căutăm? Chiar vă rog să-mi spuneți. Căutăm alta sau o luăm pe asta? Aia de 99 de tone numai. Mai căutăm, mai căutăm, e bună și aia. Hai încă o sugestie acolo să vedem. Asta? Deci 2 contra 2. Caută, mai căutăm. Promodul în momentul de față. Ok, hai că mai căutăm în cazul ăsta. De tone. Mai căutăm sau o luăm pe asta? Păi că văd că începe să crească, ești nebun? Deci, să vedem. Baftă, Florin, o seară plăcută. Aia de 55 a trecut. Hai că mai căutăm încă una. Poate găsim una și mai frumoasă. Ok. 53 de tone. 53 de tone. Băi, asta e nasoală rău. Și mai avem și încă una de 52. Dar asta... asta e dată, dracu. Opa, stai că lovesc microfon. 55. Uai, e zăpadă pe aici, am uitat să vă spun. Opa, deci e zăpadă pe aici. Băi, 130 de kilometri, dă-te încolo. Băi, ești nebun. Stați puțin, mă. Băi, prea mult, mă. Băi, din carieră. Băi, să nu zici că trebuie să cobori. Băi.
chat. Nu știu dacă urc. Băi, să nebunez. 53 de tone. Băi, cu asta de 12 tone dacă urcam. Băi, ești nebun. Unde n-ai mai? Mai în jos. Uite aici. Băi, ești nebun. Aia se vede. Fii ce-o fi. Îi dau maxim. Hai că urcă, mă, urcă. Fără griji. Fără probleme. Da. Prima pantă, ești nebun? Hai că am urcat-o. Mai contează ce dracu e acolo, Cosmine? Hai că urcă. Totuși, 770 de cai putere. Să nu uităm asta. Opa! Probleme în paradis. 20 de km la oră. 21, hai că prinde viteză în cazul ăsta. Se vede slab, nu? Am uitat ceva pe jos, trebuie să mă plec. Ia uite-te un pic. Oh. Bă, ăla trebuie să fie un motor ceva. Și... na, beleaua. Băi, deci nu mai merge. Ești nebun? Băi, ești nebun? Băi, cu cauciucurile astea n-am nicio șansă. Și am zis că stop, sunt cele mai bune. Mi le-a recomandat Vărme. Dar el ce treabă are, frate? Că el a plimbat numai căruța. Băi, ești nebun? La căruță îi mergeau perfect. Dar mie... băi, ești nebun? Băi, ești nebun? Băi, deci nu-mi vine a crede. Stai, diferențial. Băi, ești nebun? S-a terminat, gata. S-a rupt, deci... băi, deci nu-mi vine a crede. Nu pot să o las în spate, că nu mai... ia uite. Băi, ești nebun? Deci mă jur, nici nu știu ce să-i fac. O las ușor, ușor, ușor. De tot, din accelerație, să văd. Uite. Haide, mă. Da. Băi, ești nebun. N-am nicio șansă pe aici.
să îndrept Dolia, să o îndrept și pe a mea, ceva de genul. Da, e ok acum, cât de cât. Băi, dacă aveam Volvo, urcam. Dacă aveam un Volvo, urcam. Așa n-am nicio șansă. Uite acum, hai să vedem acum. Stai să mă bagă într-o ea. Cu Roman urcă aici? Ia uite-te. Asta din cauza că n-am greutatea pe spate. Remorca e de bine. Da, cu remorca asta nu pot să urc. Deci nu o să mai iau remorci de genul pentru că nu mă calcă pe spate. Ofertă cursă, bursă transport. Da, hai să începem din nou căutarea. Ok. Trei șase de tone, cam puțin, nu? Bagă lanțurile, dar de unde? Că am legat câinele. Deci tot asta mi-o dă, nu? Stai să schimbăm aici. Ok. Și acum să-i dau cu 10. Uhu. Asta. Asta e cea mai interesantă din toate. Numai că pe unde vreau să merg eu e prea joasă. Aș lua-o și pe asta, dar e aceeași poveste. Nu mi-a pasă greutatea pe spate. Voi ce spuneți? Mai căutăm sau o iau tot pe asta? Chat. Ai urcat un MP4 cu 16 trepte? Da, dar și tonajul contează foarte mult și remorca. Cu a treia mi-e ușor, cu aia nu cred că o să am probleme. Cu a treia, la 23 de tone, cu 770 de cai putere, pe bune. Deci rămân cu remorca asta? Cu prima nu pot. Clar, cu prima nu pot. E aceeași poveste. Hai să mai caut atunci. Ai aceeași poveste. Uite, pe asta aș putea să o iau. 52 de tone. Aia nu. Aia nu e bună. Dacă nu, hai că mai caut. 8. Aceeași poveste, 55 de tone, uite. Ok.
Ok. Hai să vedem unde e semnul ăla, ca să pot să-mi iau și-o cursa. Băi, mi se pare mie sau am o roată strâmbă. Bursă transport. Camera 0, ca să nu mai stau să pierd timpul cu luatul remol, ci cu toate cele. Și acum ar trebui să fac traseu. Și crapă. Băi, de fiecare dată crapă când fac chestia asta, mă. Cred că o să mă opresc aici mai degrabă, că deja m-a luat drace. Categoric mă opresc aici. Nu? Ce spuneți? Intru din nou? Hai că intru, cu lungul. Dacă am Minecraft jocul, nu, Denis. Te salut, Iliuța. Da, full vechi, mergea pe arta asta, la ce pneuri avea? Păi sunt același pneuri, nu, de la DAF, luate. Înțelegi? Aceleași. Te salut, Denis. Ok. Hai că intrăm imediat. Te salută, Mr. Fox. Problema e că durează foarte mult încărcatul. De unde ai putea să-ți descarci un mod de hartă? De pe ETS2.t, ETS2 World, Modland și din, cum se cheamă, și de pe formul SCS-ului, în general. Încearcă, ETS2. Dar dacă scrii, cum se cheamă, mod ETS2 pe Google, o să vezi că-ți de site-urile. Mod map ETS2 și o să vezi că-ți de acolo pentru ce versiune și tot ce dorești tu. Ai băgat pofta mine să bag cu tonaj mare iar? Păi, trebuie să mai încerci și altceva, știi? Dacă e să mergi numai cu prelată, te cam saturi, nu? Asta e pentru oricare, adică... Na. Ha. Înțelegi, Haki, trebuie să ai ADR-ul, să ai atestat, trebuie să ai tot ce trebuie ca să bagi pe astfel de încărcături. La mine șofera Kia mei, tu crezi că au toți abilități să conducă tonaje precum conduc eu? Da, prelate și frigorifice. Asta știu și ei. Asta e, mă. Să vezi la Ionuț. Să-l vezi la Ionuț, camionul. Ce jegos e pe interior. Crapă semințe în interior de floarea soarelui de ale. Are covor pe jos, ești nebun? A trebuit să vină alți colegi de-a lui să-i facă curat în camion, că nu mai dovedea. Băi, frate. Lasă că scot MP4 la forță. Băi, dar cu MP4 mie mi se pare cam slăbuț. Mă jur, cu MP4 mie se pare cam slăbuț rău de tot. Nu m-aș încumeta. Am covor bio de semințe. A, mergi pe cutie manuală? Adevărat că am viat, Alexandru. Mulțumim frumos. 2200. Crapă motorul la tine. Deci, ouăle-s fierte, nu? Corect, corect. Aici ai dreptate, Haki. Păi, știi ce? Eu mă gândesc să iau... Dar nu merge, frate. Nu merge cu el. Mă gândeam să iau Roman Diesel. Să-l bag pe acolo, dar nu merge. Ai, pe bune, că e slab Roman Diesel. Cu 256 de cai, ce dracu, nici prelata nu ți-o trage. Hai să dăm drumul la radio.
Perfect. Și hai să vedem acum. Ofertă cursă, bursă transport. $55 de tone. Continuare. Ok. Enter. Bursă transport. Continuare. Camera 0. Am mai zis-o, să nu mai pierd timpul. Mapă. Și dacă crapă, asta e. Stai că-i dau eu manual. Trebuie să mai mult, că i-am dat suficient. Gata. De acolo știam că ies. Ia să-l vedem. Ia uitați. Vita mai șenilă. Ok, am luat curba bine. Secție. Te salut, Codruț, te salut. Nu vine nimeni. Am o mașină în spate. Opa, opa, m-am uitat aiurea. Te salut, Cristiane. Că dacă ăsta se bagă pe aici, eu am tot timpul să mă bag pe acolo. Perfect. Fain rău. Sincer, asta mulțumit lui Marian, că dacă era după mine, cred că mergeam cu Volvo pe aici. Dar el e fan Scania și i-am făcut pe plac, recunosc. Ceva cu multe curbe și fără autostrăzi. Rusia. Sud-estul Rusiei, tot ce este legat de Rusia. Alea ți le recomand, calea să pe drumuri naționale, off-road și așa mai departe. Au și autostrăzi, ce-i drept, dar dacă e să-ți faci tu traseul, ți-l faci mai pe drumuri de genul, crede-mă. Superbe drumurile pe acolo. În Islanda e drum cu peripeții, știi, că poți derapa, aluneci, nu-ți urcă, e altceva. Înțelegi? Pe promot. Da, uite, a mea a început să prindă viteză și nu-l mai oprește nimeni de acum. Stai să vezi, că acum ies de pe autostradă cât de curând și nu începe necazul, că îl bag prin cel mai urât loc posibil din Islanda. Prin mijlocul Islanzii. Prin zăpadă, ca să zic așa. Nu știu dacă o să urce, dar o să încercăm. Acum, categoric, ar trebui să urce, mă jur. Dacă nu urcă cu 50 de tone, n-am nicio șansă să mai joc cu el. Îl duc la remat, direct. Îl fac cadou lui Marian. Marian, mai ești? Uite, cadoul meu, dacă nu urcă, ți-l dau. Ia uite câta zăpadă e pe acolo. Acolo dacă ai intrat, nu mai ieși. E moale.
10 euro, trag 2 euro, alinuță. De km/h, băi, ești nebun, hai să pun pilot automat. Să nu o bag în race, dacă totuși o fac cursa asta. Stai că începe necaz. Opa, ușor, ușor, ușor. Uite, încep curbele de pe aici. Ok. Are tracțiune? N-are. Ia uite. De urcat văd că urcă momentan. Nu derapează. Dacă e, bag și diferențialul. Mai am niște nisip băgat prin buzunare. Mai aruncăm pe jos. Niște sare. Sare de masă, da, asta e. Atât am la mine. Saltare, Ionuț. Hai să vedem cum facem. Băi, se înclină rău de tot camionul. Dar nu o lăs din accelerație. Băi, circulați cu atenție, drumul zăpezit. Păi asta mi-am dat și eu seama, nu vezi că merg pe mijlocul drumului. Dacă vine mașina de față să se oprească, stai că o trec pe abari. Acum îmi trebuia și girofar să mor dacă nu. Hai că trebuie pe banda mea, de acum scot. Ia uite. Băi frate, zăpadă. Hai că nu mai merge. Băi, pe zăpadă nu am tracțiune deloc. Cum să nu urcesc cane? Uite, uite așa bine. Uite, nu mai poate efectiv. Am 55 de tone, 56, ceva de genul. Asta mă uimește și pe mine, pe de-o parte că are 770 de cai putere, deci e ultimul motor apărut de la Scania. Nu e 730, e 770. Volvo l-are pe 750. Deci chiar că e cel mai puternic camion. Ai zis, ai zis de girofar. Ia uite. Băi, iar zăpadă. Pe zăpadă nu merge bine. Stai, dau muzica mai încet. Na, nu merge. Opa, 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 ia virajul. Da. Surprinzător, nu derapează, dar n-are forță. Uitam la temperatură, la presiuni, totul e ok în parametri, momentan. Opa, că am pus frână, mi-a fugit camionul. Dar, opțiuni, audio, nu știu de ce se aude așa de prost motorul, dar... Eu am umblat pentru că pe man se auzea foarte tare, aici se aude foarte încetul și trebuie ajustat. Bună, Ionuț! Claudiu nu joc doar, live-ul acesta doar cu oversize. Live-urile trecute n-am jucat așa, n-am jucat cu prelate, normal, clasic.
poți să te uiți, adică live-urile trecute a fost doar pe viteză. Acum e pe tonaj. Mulțumesc, Ionuț. Adevărat că am eu, George. Sic, asta știi tu cel mai bine dacă se merită sau nu. Nu pot să mă pronunț în locul tău. Salutare, Ionuț. Paște fericit și ție tu. Băi, dar merge greu, rău de tot pe aici. Tă. Ia uite. Deci accelerez efectiv și nu vrea. Uite, de-abia acum. 25 la oră. Băi, dar ce-i cu fumul ăla negru? A dat foc careva la ceva pe acolo? Ce dracu? Da, da, din Suceava. Georgenescu, cartierul. Ce roți am, n-ar trebui să-mi fac griji deloc, dar mi se pare că merge mai prost cu cauciucurile astea. Proast alegeri. N-am pus niciun lanț, ești nebun. Cu lanțul meu am legat câinii. Păi. Alex, pentru sugestii eu spun din start Logitech-uri. G25, G27, 920 sau G29 sau 923. Toate cu schimbători să fie. Da. Sunt foarte, foarte bune. Adică niște volan... nu, pe cuvânt acum. Deci îți recomand gama Logitech sau Thrustmaster, volane de tot. Dacă nu ai posibilitatea noi, încearcă second. Băi, ești prost. Băi, dar de când? De când s-a închis drumul ăsta? Băi, dacă îmi crapă jocul, iau raznă. A crăpat, mă. Băi, ești prost. Băi, eu m-am enervat. Nu mai intru. Vezi că fuge fumul. Da. Categoric mă opresc aici atât de data asta. Pe bune, am chiar mă opresc. Chiar vreau să vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Sper să ne vedem și mâine cu nou live nocturn. Până atunci, toate cele bune. Eu v-am salutat.